Un copil orfan de mamă cere ajutorul profesorilor să intre o scrisoare. Băiatul povestește coșmarul pe care l-a trăit alături de bunică în casa tatălui după ce mama, fost procuror în Argeș, s-a sinucis. Băiatul este disputat acum în instanță de tată și de bunică. Bărbatul ar fi amenințat-o însă pe femeie că dacă nu renunță la tutela copilului, o omoară. Traumatizat, copilul cere să fie ajutat să rămână în grija bunicii. Trebuie să vii cu două mașini de poliție aici, în fața școlii, acum îl și hățăm și îl băgăm în mașină. Plângea și striga: mama, nu mă lăsa! De 2 ani după moartea mamei, nepotul acestei femei trăiește cu teama că într-o zi tatăl îl va lua din casa bunicii. Nu vrea să-l urmeze, pentru că de când s-a născut în casa lui a văzut scandal după scandal. El are o teamă nemaipomenită de tatăl lui. A fost bătut, domnișoară. Odată ce te bate, te dă cu spatele de colțul ambriului. A văzut-o pe mama lui ștrangulată. Bătută. Mama, fost prim procuror al parchetului Tribunalului Argeș, s-a sinucis în urmă cu 2 ani. De atunci, bunica luptă în instanță să-și câștige nepotul. Nu a scăpat nici ea de amenințările ginerelui, ofițer la penitenciarul din Colibaș. Am făcut plângere la Administrația Națională a Penitenciarelor pentru că m-a amenințat cu pistolul din dotare că mă omoară. Mi-a trimis răspuns că i-a luat pistolul din dotare. În urmă cu câteva zile, bărbatul a venit să-și ia copilul de la școală. Impresionată de lacrimile băiatului și de faptul că tatăl nu a putut prezenta o hârtie de la instanță, directoarea școlii a refuzat să-i dea copilul. A amenințat tatăl, deci a fost destul de mare tantam. Cu ce a amenințat-o pe doamna director? Că vine cu poliția, că o dă în judecat, că nu e dreptul ei să decidă ea dacă el, tatăl copilului, ia sau nu copilul. I-a explicat doamna directoare că refuzul e categoric. El a spus că tot îl ia cu forța. Conflictul a fost aplanat, nu se ajunsese la bătaie sau la altceva. O zi mai târziu, într-o scrisoare adresată conducerii școlii, copilul cerea să fie ajutat, să rămână în grija bunicii și să nu fie mutat de tată la o altă școală. Ajutor a cerut și tatăl, la protecția copilului. Consideră dumnealui necesară intervenția unui psiholog care să reabiliteze această relație părinte-copil. Nu a spus nimic despre depresia în care ar fi căzut copilul după moartea mamei și nici despre dorința lui de a rămâne în continuare în grija bunicii. Viața mea e dedicată lui. Eu nu mă am decât pe el. Soarta copilului va fi decisă doar de instanță. Tatăl nu a dorit să facă vreun comentariu legat de ajutorul pe care copilul său l-a cerut într-o scrisoare adresată profesorilor. Nici acum 2 ani după moartea soției nu a făcut vreun comentariu. Să trăiți cu tâmpenile pe care le scrie. Benzină.